cosașii, aveți cunoștință de niște cosași care au mers și au cosit și pe la Ursat și pe la Alelești? Au cosit unde acolo unde au fost trimis. Domnul, cine i-a trimis? Sunt ai dumneavoastră de la direcție? Nu vorbi dumneata că am luat... Domnul, încă o dată! 10 minute și dumneata ai folosit o grămadă de oameni cât ai fost comisar șef. În 10 minute cât au muncit angajații primăriei Târgu Jiu, directorul Direcției de Patrimoniu a scutit câțiva lei, însă acum a dat de bucluc. Marian Rotaru este cercetat acum disciplinar în urma celor declarate săptămâna trecută la emisiunea Dilemele Zilei de la Tele3. Noi am sesizat deja Comisia de Disciplină în privința acestor aspecte. Urmează ca în momentul în care Comisia de Disciplină își face treaba să ne dea un punct de vedere. Deci vom avea un punct de vedere, nu ne antepronunțăm, așteptăm ca acea Comisie de Disciplină să poată să-și facă treaba, să-și completeze dosarul cu toate declarațiile necesare și cu toate explicațiile necesare pentru ceea ce s-a întâmplat în acea situație. Este o situație nefericită, cel puțin din punct de vedere, în momentul de față, moral. Da? Putem discuta, nu putem discuta de legalitate, pentru că de legalitate o să tranșeze reprezentanții Comisiei de Disciplină. Însă, în privința moralității, sunt anumite lucruri care se ridică. În urmă cu câteva zile, Marian Rotaru declara că l-a informat pe noul primar Marcel Romanescu despre problema celor 7 romi angajați la patrimoniu care, de fapt, muncesc într-un birou al primăriei și nu în teren, cum era normal. Ulterior, și această declarație s-a dovedit a fi, de fapt, falsă.